să vă zic, la geografie am dat bacul. A fost cel mai ușor bacalaureat pe care l-am putut rezolva, nota minimă 9,5, la matematică a fost foarte ușor, de ce să vă mint, 8. Iar la român am picat pe subiect, pot să zic Ion, undeva la 7,50, mai grea româna, trebuie vorbită. Matematica e raționament logic. Zi bună! Pe mai departe, cum sărbătorești? Ce te-ai gândit să faci? Un șpriț rece, un trabuc, un coniac, cum ar veni, cam atâta. Acum am o duc și eu acasă. Vacanță Grecia. Atena, cum ar veni geografie, ce să mai... La geografie. Și cum ți s-au părut? Pentru cei care au învățat ușor. Nu, că am avut o problemă și n-am putut să mă pregătesc. Dar așa total cum ți-a părut acest examen de bac? Ușor. Și la matematică și la română și peste tot. Ce ai de gând să faci în vara asta? Cum sărbătorești? Nu știu. Vreau să mă bag la pozițiale dacă nu iau la română și la matematică. Foarte bine, a fost un subiect foarte ușor, dacă înveți foarte ușor, dacă nu, a fost destul de greu. La ce materie ai dat asta? La geografie. La geografie. Cum ți s-au părut și examenele la română, la matematică? La română mi s-a părut destul de greu pentru că nu am învățat, dar la matematică a fost destul de ușor. Dacă iei bacul, ce vei face? Cum vei sărbători? O să plec weekendul ăsta la mare și după încep munca. Facultate te-ai gândit? Nu știu momentan, să văd ce reușesc cu firma să fac și după. Am un plan mai mare și să văd. Acum ce faceți după ce ajungeți acasă? Nu ajungem acasă, mai rămânem în oraș, ne relaxăm. După astea 3 zile, deci am fost în calvar, credeți. Ne îmbătăm odată că am scăpat, ne îmbătăm odată că am scăpat și după ne mai îmbătăm odată când aflăm că am trecut. Deci e clar. Pentru toate 3 probleme ne îmbătăm. Planul de vacanță? Poftim? Planul de vacanță? Mare, munte, mare, munte, mare, București, mare, munte, mare, munte, mare, festivaluri, mare, munte, mare. Ai scăpat de emoții? Da, am scăpat de emoții. A fost cât de cât ușor, din punctul meu de vedere. Acum să vedem rezultatul final. La ce materie ai dat? Română, mate și geografie. Cum vei sărbători în vara asta? Dacă vei lua bani. O să mă plimb, desigur. O să mă bucur cât mai mult de vacanță. Crezi că o să iei bacul? Ești optimistă? Sunt optimistă, da. Cred. Eu am mai dat în 2019, atunci nu l-am luat din cauza la mate, dar acum sper să-l iau, că am fost mai optimistă acum. Te gândești să dai și la facultate? Da, da. Ce ai vrea să faci mai departe? Pe turism, aș vrea să merg. O facultate la turism. A fost ok. Vezi că ați terminat bacul? Da, sincer da, abia așteptam să termin, să scap de un stres, să pot să mă duc la muncă, să mă distrez vara aceasta. Ce planuri ți-ai făcut de distracții? Planul de distracții? Nu știu, să merg la mare, să mă simt bine momentan. Nu am stabilit încă o dată sau când. Am zis mai întâi să mă preocup cu jobul, să-mi câștig niște bani și după să mă duc la mare. Vrei să-ți continui studiile în interior sau? Încă nu m-am gândit, sincer. A fost toată nebuneala asta acum și încă nu m-am gândit. Nu m-am decis dacă să mă duc sau nu la facultate. Cum a fost, băieți? Cum sunteți? Ca lumea rău de tot. Cum a fost? Mișto rău de tot. Mă aștept la 7,50 sau 8. Nu cred că n-am făcut nimic. Ce grafii? Da. Da. Ce planuri aveți dacă luați bani? Vamă, Costinești, poate și Mamaia. Nu, e prost. La facultate, bineînțeles. La ce facultate? Nu știu. Până la facultate nu e deloc să te stresezi. Vă dați seama, plec peste tot. Unde? Peste tot ne fac ochii. Dacă iau bacul, să mă aștept Dumnezeu. Dacă nu, tot plec, asta este. Ce să zic? Facultate v-ați gândit? Carol Davila sau ASE, una din două. Te-ai pregătit? Ai făcut pregătire pentru admitere? Nu. După. După. Cum a fost și la ce? Deci, am dat la logică. La logică? Da. A fost foarte ușor. Foarte relaxat. Da, foarte relaxat. Am terminat într-o oră tot subiectul. Ce să nu. La matematică, la română? Este ok. Am luat și de trecere și acolo, note bune. Simple subiectele.